Campionii României la categoria 12 ani au susținut marți dimineață al treilea antrenament în formula completă sub comanda antrenorului Ștefan Niță. După antrenament, tehnicianul, alături de profesorul de la club Sorin Erlich și de părinții jucătorilor care s-au implicat în organizarea turneului, au susținut o conferință de presă. De prima oară când România găzduiește acest eveniment, sper să nu fie nici ultimul. Este cel mai mare eveniment de 12 ani în tenis. Te lupți cu 8 nații care au foarte mare vechime în tenis, au experiență, dar se pare că și noi avem. Și poate ar fi cazul să dovedim Europei că și România la ora actuală are un lot, are potențial, are talent și cu ajutorul Dumnezeu poate să reușim să ne și calificăm în faza finală. Este un turneu foarte puternic. Sunt alături de echipa României în totalitate. Sper ca ei să fie în cea mai bună formă și să joace un tenis cât mai bun și să fie susținuți de dumneavoastră și de publicul târgoviștean să poată să obțină rezultatele cele mai bune și de ce nu să califice la turneul final care va avea loc în luna august în Turcia. Miercuri de la ora 18 va avea loc tragerea la sorți a meciurilor la un hotel din centrul municipiului Târgoviște. O oră mai târziu, la baza din Parcul Chindia, este programată festivitatea de deschidere a Tennis Europe Challenge. Primele confruntări vor începe în dimineața zilei de joi. Primele clasate din fiecare grupă vor obține calificarea la turneul final care se va consuma în Antalya, Turcia.